Salut, vagabonzilor! Am uitat de ziua copilului pe 1 iunie, adică am uitat. N-am fost niciunde, așa că eu cu Sofie și cu Levi am venit la Laguna să mâncăm o pizza. Am mai fost aici la pizzeria asta. După părerea mea, cea mai bună pizza de pe insulă e a unui român, Emanuel, și mergem la el. E așa de bună pizza asta aici că trebuie să-ți faci rezervare. Nu găsești locuri dacă vii fără rezervare. Am făcut rezervare deja. Ne place la Laguna. Nu venim des, deși e aproape de noi. Cred că am făcut 15 minute până aici. Mai ales când e așa cald ca astăzi, 25 de grade. Fiindcă de obicei la Laguna aici e un fel de Miercurea Ciuc, Polul Nord, din Tenerife. Câteva lucruri despre La Laguna. Este al treilea oraș ca mărime de pe insulă, ca și populație. Este patrimoniu UNESCO, centru, este patrimoniu UNESCO și este situat în nord. Hai să mergem în față și facem pe la biserică de asta. Unde e Levi? Și este situat în nordul insulei. Iar mai de mult La Laguna a fost capitala insulei Tenerife. Centrul este foarte frumos, foarte populat. De obicei, terase, restaurante afară, magazine multe. Și este una dintre cele mai plate zone din Tenerife. Nu sunt dealuri, nu sunt... Este foarte... Practic este construit pe un platou. Foarte mult zona asta unde e biserica. Cred că aici ies niște nunți foarte faine. E bine că e cald. De obicei aici în La Laguna, chiar și vara e mai răcoare. Noi spunem că venim la Sinaia sau la Bușteni. Dacă stăm cum am stat noi acum în București sau în Brașov, venim la Sinaia pe aici. Aprilie și mai sunt lunile cele mai puțin aglomerate din punct de vedere al turismului. Și dacă mergi prin Santa Cruz sau în sud, acum nu e așa aglomerat. Și aici, în mod normal, în alte luni ale anului, pe străzile astea e plin, mai ales sâmbăta. Dar acum, mai bun. Să vedeți localul lui Emanuel, ce fain e așezat. Cred că mai avem 100 de metri. Suntem la el. Spuneam, pizzeria e plină, e și închis, fiindcă na, trebuie rezervare, ne-am venit 15 minute mai devreme, dar trebuie să așteptăm. Ne-am dorit o masă afară să vedem dacă e loc. Asta e situația, din cauza că fac o pizza foarte bună, este adevărul. Isla Pizza, dacă sunteți în Tenerife și treceți prin Laguna, mâncați neapărat la ei. Noi recomandăm cu cea mai mare încredere. Mai dăm o tură, mai ne plimbăm un pic, că îi place lui Sofie foarte mult plimbarea. Vreau să vă arăt până una alta o casă, așa de frumoasă aici, nu departe de pizzerie. Îmi dă senzația de Bușteni, de Sinaia. Nu știu, Valea Prahovei. Și copaci, și brazi ăștia înalți, e foarte mișto. Ia uitați ce plin e pe aici. Che alegrie. Ora verde. Uitați aici ce căsucă. Aici cred că este un cartier rezidențial așa mai pe bogăție și casa asta mi se pare un bibelou. Las Araucarias, da. Nu are cum să nu-ți placă zona asta aici. E foarte select, domne, e foarte, foarte select. Se și vede, se simte. Parcă ești altcumva, de aia mi-am luat cămașa astăzi. Le doy la gracias a esta vida. Cada día. În spatele meu e biserica asta de care vă spuneam, care e vis-a-vis de pizzerie. Foarte faină și cred că e foarte veche. Are niște palmieri imensi în spate. Niște clopote acolo sus. Și e cu 5 minute înainte. Ceasul merge cu 5 minute înainte.
Adică biserica asta, eu am crezut că e mai veche, dar ea e din viitor. Și filme să vedeți ce bine arată. Totul e făcut aici homemade. Plus că Emanuel știu că el are și o grădină din care își aduce tot felul de frunze și din astea pentru cilantro și ce-o fi pentru pizze. Și ingredientele chiar sunt de calitate super, super, super bună. Să știți că nu e reclamă plătită și nici în vlogul care l-am mai făcut la ei nu a fost reclamă plătită și nu va fi. Pur și simplu ne place. Dacă ceva ne place, recomandăm. Să știți că dacă stați la umbră, eu cu tricou, e răcoare. Deși suntem în iunie, dar este răcoare. Valea Prahovei aici. M-aș pune și un pic în soare să mă încarc, dar vine imediat pizza. Au venit Taco și lui Levi. Vreau să vă zic că Levi mănâncă de un ultimul timp ca un nesătul. Bagă în el de spart. Non-stop cu gând numai la mâncare. Ia uitați-vă aici. Bunătate de pizza a lui Sophie, care este prosciutto ai funghi. Păi dacă băgau pizza din asta în Game of Thrones, toți șefii la cuțite știau sezoane pe de rost. V-am spus că Levi mănâncă ca un... Deci că e sfârșitul lumii. Ia uite aici. Bravo. Bravo, tati. Mănâncă. Vala Morgulis. Cada dia me nace nueva melodia. Gata, ne-am giftuit. Foarte bună mâncarea, îmi place mult. Dar am mai stat de vorbă un pic cu Emanuel și acum ne-a spus unde e creperia asta. Crepes, Emanuel Ciocu. Puteți să-l căutați și pe Google, a fost jurnalist în România. Chiar astăzi mi-a spus, n-am știut. Mergem să mâncăm niște clătite și mergem acasă. Eu trebuie să mai îmi pregătesc acum din scule și din tot ce trebuie, că mâine zbor la Barcelona. Trebuie să filmez un eveniment acolo. Trebuie să mă pregătesc totuși, să-mi încarc baterii, etc., etc. Apropo, aia care v-am arătat acolo nu-i biserică, este liceu. Mi-a spus Emanuel, am greșit eu. Mea culpa. Siento que todo he ganado. Uitați acum ce aglomerat este. E lume, asta vreau să zic. Și căutăm o crepărie. Para quererte tengo tantas razones. Para quererte cariño tantas razones. Para quererte. Cada día le doy las gracias a esta vida. Am găsit aici așa. Por favor, espere. Ioi, ce e aici? Alu cu Sofie cu ciocolată, banane, nu? Copiii mei stau la umbră și mănâncă crap. Para quererte cariño tantas razones. Para quererte mi corazón para ofrecerte. Para quererte nunca quiero perderte. Para quererte la suerte de poder tenerte aquí. Para quererte. Ceva Poltraben. Con tantas razones para quererte cariño, tantas razones para quererte. Para quererte. Para quererte. Asta a fost vlogul de astăzi, unul scurt, dar la subiect. Dacă sunteți în La Laguna, mergeți și vizitați pizzeria lui Ciocu, Emanuel, Isla Pizza îi spune. Mergem acasă că eu deja s-a rupt. Hai,
Ne vedem din Barcelona săptămâna viitoare și după aceea mai vedem noi. Vă pup, pa! Lo que quiero es un mundo verde, uno que puedo disfrutar. Lo que quiero es un mundo